Doamne, îți mulțumim pentru această oportunitate de a sta înaintea cuvântului Tău. Îți mulțumim pentru harul Tău. Îți mulțumim pentru faptul că Te-ai revelat. Îți mulțumim pentru faptul că Te-ai făcut cunoscut, Doamne, prin cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Te-ai revelat prin Fiul Tău. Prin faptul că ai coborât printre noi și te-ai întrupat, Doamne, și ai trăit o viață perfectă, plină de har și de slavă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai trăit acea viață desăvârșită care noi suntem datori ca să trăim, dar nu putem. Îți mulțumim, Doamne, că nu numai că te-ai întrupat, Doamne, dar ai și ales ca să mor pentru păcatele celor ce se încred în Tine, Doamne. Te rog, Doamne, în această seară ca să ne vorbești din cuvântul Tău. Te rog, Doamne, ca să-mi dai putere, să-mi dai călăuzire, Doamne. Te rog ca să ne dai și inimi ca să auzim și să ascultăm și să împlinim, Doamne, cuvântul. Ajută-ne, Doamne, ca întotdeauna să luăm seamă la cuvântul Tău, Doamne. Te rugăm ca puterea Duhului Tău cel Sfânt să fie manifestată în mijlocul nostru. Vrem ca Duhul Sfânt să fie prezent între noi, Doamne, și activ în inimile noastre, Doamne. Dacă suntem printre noi care sunt credincioși, Doamne, te rog, Doamne, ca să ne întărești. Dacă sunt printre noi care nu Te cunosc, Doamne, te rog, Doamne, să lucrezi în mod minunat în viața lor în această seară, Doamne. Să le vorbești, Doamne, să le dai viață, să le deschizi ochii. Doamne, te rog ca cuvântul Tău să fie viu și lucrător, Doamne. Să fie mai tăios, Doamne, așa cum spune că cuvântul că este mai tăios decât o sabie cu două tăișuri, Doamne. Te rog, Doamne, lucrează puternic în această seară, Doamne. Nu, Doamne, prin puterea unui instrument uman, ci prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face această lucrare. Îți mulțumesc că Te vei îndura de noi. Îți mulțumesc, Doamne, că mila Ta se va revărsa peste noi încă o dată în această seară, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare suflet care este prezent în această seară. Îți mulțumesc pentru faptul că avem încă libertatea să ne întâlnim, Doamne, și să ascultăm cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne ca să prețuim această părtășie. Ajută-ne, Doamne, ca să prețuim acest har, Doamne, și să realizăm cât de binecuvântați suntem. Te lăudăm și Te preamărim și cerem toate aceste lucruri în meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ioan 3:16 rezolvă o problemă care în mare parte am zice că nu mai există astăzi. Cel puțin în mintea omului postmodern, omului secular, nu mai există și cu siguranță este genul de om care trăiește într-o societate ca și aceasta și din ce în ce mai mult genul de om care trăiește într-o societate precum România, o societate seculară, postmodernistă, o societate care consideră că nu mai are nevoie de Dumnezeu. Și anume, problema cum omul să nu piară. Omul modern nu-și mai pune problema aceasta, dar este cea mai importantă și cea mai gravă problemă la care omul trebuie să aibă un răspuns. Să nu piară. Cum să nu pierd? Să începem cu niște definiții. Ce înseamnă această pierzare? Dexul, dicționarul explicativ al limbii române, spune că definiția este a înceta să mai trăiască sau a muri. Și Biblia vorbește foarte mult despre moarte și despre pierzare, dar Biblia are o definiție mai amplă, mai corectă a ceea ce înseamnă pierzarea. Biblia, de exemplu, vorbește în Romani, capitolul 6, cu versetul 23, spunând în felul următor, spune că plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Când Biblia vorbește despre pierzare, când Biblia vorbește despre această moarte, are în gând ceva mai amplu decât doar o moarte fizică. Așa cum vorbește dicționarul limbii române sau alte dicționare. Biblia când vorbește despre moarte sau despre pierzare, vorbește despre o realitate spirituală. Moartea fizică nu o contestă nimeni. Și nici măcar nu ne zbatem prea tare să găsim soluții finale la moartea fizică. Ne zbatem să ne extindem viața, de aceea e bine să avem medici calificați, să avem medicamente, da? Dar până la urmă știm că este inevitabil să murim fizic. Moartea spirituală este contestată de omul modern, de omul secular și este problema cu care Biblia ne atenționează că trebuie ca să luăm în calcul cum vom scăpa de această moarte, cum vom scăpa de această pierzare. Biblia vorbește despre o pierzare, o moarte spirituală care este eternă, care este un chin conștient și continuu și care este o despărțire permanentă de Dumnezeu.
De exemplu, Domnul Iisus în Matei 25 cu versetul 46, vorbind despre judecata finală, despre faptul că cei care sunt credincioși în Domnul Iisus Hristos vor fi primiți în prezența lui Dumnezeu, iar cei care nu vor fi izgoniți, spune în felul următor despre aceștia, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică. Există o pedeapsă veșnică care este această pierzare. Biblia descrie ca și fiind un chin continuu. Această pedeapsă este un chin conștient continuu. Matei 13:42. Și voi arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În niciun caz nu există odihnă dincolo de moarte dacă nu este odihnă în Hristos. În niciun caz moartea fizică nu este moartea finală. Există o moarte spirituală cu care se confruntă orice om care nu este viu în Hristos. Este cea mai mare problemă a omenirii. O despărțire permanentă de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni 1:9. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veșnice. Atenție! Apostolul Pavel nu vorbește despre o anihilare, despre o sistare din existență, despre o odihnă veșnică. Pur și simplu, nu mai există, ce-ți mai pasă. Există o distrugere veșnică. Dacă ceva e distrus, nu mai are cum să-l tot distrugi veșnic, da? Distrugerea aceasta veșnică înseamnă că ea este persistentă, continuă. Și dacă vedem cum continuă, Apostolul Pavel spune, și după ce sunt distruși veșnic, sau în timp ce sunt distruși veșnic, da? Cum se manifestă această distrugere veșnică, cum se execută această distrugere veșnică, și vor fi despărțiți de prezența Domnului și de slava puterii Lui. Asta este distrugerea veșnică. Asta este moartea spirituală. Asta este pierzarea. Este o veșnicie fără prezența bunătății și a slavei lui Dumnezeu. Asta este iadul. Iadul, de fapt, este ceea ce omul secular, omul necredincios își dorește. Asta vrea. Omul necredincios vrea ca Dumnezeu să-l lasă în pace. Nerealizând că orice lucru bun, orice lucru plăcut vine din prezența și prin puterea lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu ajunge în momentul judecății cu omul necredincios, îi dă omul necredincios ceea ce a cerut toată viața. Să fie lăsat în pace. Și în momentul în care omul necredincios se află în absența prezenței lui Dumnezeu, realizează că este în iad. Tot ceea ce este bun, tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este plăcut, se retrage când se retrage prezența lui Dumnezeu. Și ceea ce rămâne este chinul veșnic. Este chinul veșnic. Omul în nebunia lui crede că asta vrea. Ca Dumnezeu să-l lase în pace. Când de fapt, fără Dumnezeu, omul este în iad. Dacă Dumnezeu ar vrea ca să lase lumea aceasta întreagă într-un iad infernal continuu, tot ce ar trebui să facă e să se retragă, să-și retragă prezența de pe acest pământ. Iadul l-am face noi singuri. Nici n-ar fi nevoie de satana și de dracii lui ca să întrețină focul. Am întreține noi singuri focul iadului pe acest pământ. Nu mă credeți? Uitați-vă ce se întâmplă peste tot pe acest pământ, unde este evident că prezența lui Dumnezeu, prezența cuvântului lui Dumnezeu, nu este prezentă. Câtă suferință suntem în stare să producem. Ce atrocități suntem în stare să comitem. N-avem nevoie de absolut nimic pentru a fi în iad decât Dumnezeu să ne lase în voia minții noastre blestemate și să ne lase să primim ceea ce vrem. O existență fără El. O existență fără intervenția Lui. Problema este că în ziua de astăzi, în societățile în care trăim, și poate chiar și nouă, nu ne mai este frică să pierim. Nu ne mai este frică să pierim. Conceptul acesta a dispărut în gândirea seculară. Lumea nu mai este foarte îngrijorată de posibilitatea de pierzare, de moarte sau de chin etern. Uitați-vă afară, în jurul nostru. Vi se pare că tremură lumea de frică? Tremură de frig, da? În ultima perioadă. Am înțeles că nu-i tot timpul așa de frig. Dar de frică? Când e ultima dată când te-ai întâlnit cu un om care a zis, măi, sunt terorizat de gândul că am să mor și am să pierd? Când ați vorbit, de exemplu, ultima dată cu un om dintr-o biserică care este îngrijorat de posibilitatea, care poate frecventează o biserică, care e îngrijorat de posibilitatea că s-ar putea să piară. Sau măcar să fie îngrijorat pentru alții. Să zic, măi, mie mi-e frică că vecinii mei se duc spre pierzare.
Sunt conștient că oamenii acestea se duc spre un chin etern. Nu mai credem în așa ceva. Nu mai suntem conștienți de așa ceva. Biserica, bisericile în general, nu par să fie foarte preocupate cu această posibilitate a pierzării, această certitudine până la urmă a pierzării fără Hristos. Amintește-ți ultima dată când un frate ți-a mărturisit că este frică ca nu cumva să piară. Sau când ai auzit ultimul mesaj într-o biserică, mai ales aici, probabil, din câte știu, nu s-ar predica foarte mult despre ea. În Atlanta, eu am crescut în Statele Unite, aceea dacă mai scapă câte o greșeală în limba română, vă rog să mă scuzați. În Atlanta, de exemplu, aveam un coleg care merge la o biserică foarte mare, foarte cunoscută, organizează concerte, zeci de mii de oameni, predicatori foarte faimoși și sunt foarte bine organizați și ei în fiecare săptămână trimit mesaje pe internet și prin telefon la toți cei care se invitează să-i anunțe despre programul care urmează să vină această săptămână și printre care le spun și care va fi tema pentru predicare duminică. Și într-o duminică, în lunga istorie a bisericii, s-au gândit ei să predice despre iad. Și au discutat ei în ședința de comitet dacă ar trebui ca să înștiințeze pe lume că se va predica despre iad. Și până la urmă au zis că i-ar tulbura pe oameni prea mult. Să înștiințeze lumea că în biserica lor se va predica despre iad. Cu altă ocazie, când am fost la ei în biserică, am vizitat doar această biserică și a fost un predicator bine cunoscut, a fost John Piper și a predicat la ei în biserică și a avut o predică în care a condamnat foarte multe dintre păcatele care sunt acceptate și tolerate în societatea de astăzi și mai ales într-un oraș mare ca și Atlanta, cum ar fi homosexualitatea. Și a zis că rezultatul final a răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu este că Dumnezeu va condamna pe acești oameni dacă nu se pocăiesc, nu se încrede în El. Această biserică n-a postat pe site-ul lor această predică. Din roșine de asemenea mesaj. Nu mai vrem ca să spunem oamenilor despre iad. Nu mai vrem să le spunem despre pierzare. Așa de multe biserici nu mai discută despre aceste lucruri. Ca tare, nu-i de mirare că oamenii nu le pasă despre posibilitatea, ba mai mult, cum ziceam, despre siguranța că vor pieri. Lumea ori pur și simplu nu cunoaște, sau mai bine spus, nu vrea ca să cunoască. Caută orice distracție, orice preocupare ca să erodeze din conștiința ei gândul veșniciei. Industrii întregi există ca să distragă pe om de la gândul veșniciei. Discutam odată cu un psiholog renumit în Statele Unite și îmi spunea el că este dovedit lucrul acesta prin tot felul de interviuri psihologice că o mare parte din energia noastră, mental, psihic vorbind, este investită de om pur și simplu ca să nu se gândească la faptul că moartea lui este inevitabilă. Asta facem. Imaginează să trăiești viața fiind conștient la orice clipă că moartea ta este inevitabilă. Ai intrat într-o depresie, nu-i așa? Decât dacă ești creștin. Atunci ai fi într-o bucurie constantă, pentru că este inevitabil ca la orice moment să te întâlnești cu Hristos, să te întâlnești cu Dumnezeu, da? Dar dacă nu ai nicio speranță, dacă crezi că ceea ce vine dincolo este ori nimic, ori un chin veșnic, și ești conștient de lucrul acesta în fiecare clipă, apasă pe tine această greutate, pur și simplu vei fi copleșit, vei fi distrus. Și de aceea omul care nu are speranță în Dumnezeu caută orice metodă posibilă să-și distragă atenția de la această realitate. Fie prin filme, fie prin divertisment, fie prin jobul lui. Sunt oameni care sunt obsedați de muncă exact pentru asta. Sunt obsedați de a câștiga. Dar de ce până la urmă? Ca să-și distragă atenția de la realitatea că oricât ar agonisi, oricât ar strânge, da, cum am învățat și aseară, până la urmă viața se sfârșește. Până la urmă viața se sfârșește și vine judecata. Și oamenii își investesc tot timpul, se țin ocupați, fie în divertisment, fie în muncă, da? Ca să nu se gândească la realitatea, la posibilitatea, la siguranța că dacă nu ai fost scăpat de această pierzare, pierzarea vine. Dacă n-ai fost mântuit de această judecată, judecata vine, este inevitabilă. Lumea ori nu cunoaște, pentru că noi nu le spunem de multe ori, ori cunosc, dar caută
să se distragă, să se, să devină inconștienți de la această realitate. Noi nu le spunem, creștinii nu le spun și de altundeva de unde se audă. Pentru că noi avem Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat în Cuvântul Său și noi suntem responsabili. Suntem responsabili. În ziua de astăzi, doctrina unui Dumnezeu drept și sfânt s-a pierdut în foarte multe amboane. Un Dumnezeu mânios, care este mânios împotriva păcatului și a păcătosului. Astăzi se discută doar despre un Dumnezeu al dragostei. Doar despre un Dumnezeu care este un prieten al păcătosului. Un Dumnezeu slab și neputincios, care cerșește aprobarea omului. Care vrea să fie aprobat și îndrăgit de păcătos și nu vrea ca să-l deranjeze pe păcătos prea mult. Dumnezeul care stă în cer și râde împotriva celor păcătoși care complotează împotriva lui. Dumnezeul care își va călca în picioare dușmanii. Dumnezeul care va face dreptate. Dumnezeul care va pedepsi păcatul. Nu mai este predicat și agreat în ziua de astăzi. Nu doar aici, în bisericile din Suedia sau din Europa de Vest. Din ce în ce mai mult și în bisericile evanghelice din România, din America și din alte locuri. Oamenii nu vor ca să fie conștienți de aceste realități. Ba mai mult, biserica creează pentru ei o falsă siguranță. Și li se predică cam așa. Noi suntem, per total, oameni buni. Oameni morali. Mai avem anumite nerealizări, mai avem anumite greșeli, dar per total, în esența omului, omul este bun. Și tu ești bun. Nu te-ai realizat încă potențialul maxim, dar ești un om bun. Și avem un Dumnezeu care este iubitor și este dragoste. Cu siguranță. Cu siguranță, zic ei, nu merităm să fim pedepsiți etern. Să intrăm în pierzare. Cu siguranță Dumnezeu ne iubește prea mult și noi nu suntem chiar așa de răi încât să ne pedepsească chiar în halul acesta. Cam asta este Evanghelia care se predică în ziua de astăzi. Falsa Evanghelie. Falsa siguranță care se promovează în ziua de astăzi. Și de aceea astăzi oameni religioși, oameni care sunt la biserică, nu sunt preocupați de posibilitatea pierzării. De judecata care este inevitabilă. Ioan capitolul 3, la versetul 16 până la 21, clarifică pentru noi lucrurile acestea și ne arată scopul pentru care a fost nevoie, necesar ca să vină în lume Domnul Iisus. Vedem prezentați în acest text două categorii de oameni. Pe de o parte, omul care nu este judecat. Omul care nu este condamnat. Pe de altă parte, omul care a și fost judecat, a și fost condamnat, este la trecut. Da? Este unul care nu este judecat, este altul care a și fost condamnat, a fost judecat. De fapt, Biblia ne vorbește despre faptul că toți, în starea noastră naturală, toți am și fost condamnați, am și fost judecați. Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu există o singură persoană care să nu fi păcătuit, să nu fie sub standardul legii lui Dumnezeu. Nici măcar o singură persoană în afară de Domnul nostru Iisus Hristos n-a împlinit în mod perfect legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu ne spune că plata păcatului este moartea, pierzarea, chinul veșnic. Legea lui Dumnezeu ne spune că standardul lui Dumnezeu este așa de perfect, că dacă ai încălcat o singură poruncă, ești vinovat de a le încălca pe toate. Că un singur păcat este condamnat de Dumnezeu cu această pierzare veșnică. Unul singur. Mă întreb pe dumneavoastră, care dintre noi nu este vinovat de un singur păcat? Dacă suntem sinceri, mulți dintre noi am făcut măcar un păcat de când am intrat pe ușă în această seară. În gândul nostru, cu siguranță. Am cârtit, am comentat, ne-am gândit la o problemă din familie și cine știe când am avut noi despre cei dragi care nu trebuia să-l avem. Niciunul dintre noi nu este nevinovat. Toți stăm sub condamnarea lui Dumnezeu. Sub condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu. Toți am fost deja condamnați.
prin faptul că am încălcat legea lui Dumnezeu. Roman 3:10 spune, după cum este scris, nu există niciun om drept, nici unul măcar. Nici unul pe fața planetei care să fi ajuns la standardul perfect al lui Dumnezeu în afară de Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar cei care nu au cunoscut legea lui Dumnezeu, chiar cei care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt în continuare vinovați. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, spune în felul următor. Atenție! Oricum, dacă sunteți aici în această seară, nu aveți nicio scuză. Dumnezeu, în providența Lui, v-a adus în acest loc unde să predică Evanghelia, ca atare nu aveți nicio scuză. Harul lui Dumnezeu s-a revărsat din belșug pentru dumneavoastră, pentru că ați venit într-un loc unde v-ați întâlnit cu cuvântul predicat. Unde puteți ca să cunoașteți vestea bună. Că există mântuire de la această soartă a pierzării în persoana și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar și cei care nu au acces la această veste nu se pot dezvinovăți. Apostolul Pavel spune în felul următor. Cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Iar cei ce au păcătuit sub lege vor fi judecat pe baza legii. Cei care nu aud cuvântul revelat vor pieri fără cuvânt. Și Apostolul Pavel explică, dacă citiți acasă, Romani capitolul 2, Romani capitolul 3, că Dumnezeu s-a revelat în diverse feluri. Ca atare omul nu se poate dezvinovăți. Dumnezeu s-a revelat prin natură, când privim la bolta înstelată și ne gândim că trebuie să existe un creator. Trebuie să existe cineva care ne-a creat. Am un prieten bun la Zalău care, când am început să ne cunoaștem, zicea că e ateu. După aia, după ce am discutat mai mult, a ajuns la concluzia că să fie ateu e un pic ilogic și mai bine ar fi agnostic. Adică nu știe dacă există sau nu există Dumnezeu. Și mai recent, într-o discuție, după mai multe dezbateri, și zice, măi, totuși am ajuns la concluzia logică că trebuie să existe un creator. E logic, adică tot ceea ce e aici nu vine de la nimic. Nu. Cineva a trebuit ca să inițieze lucrurile acestea, să le creeze, să le gândească, e logic. Și zic, măi, ok, dacă ai convingerea asta, ai o problemă. Păi de ce am o problemă? Păi, bun, atâta știi că există un creator, da? Da. Dacă tu ai un lucru care l-ai creat, dacă tu, de exemplu, te duci, nu știu, tai un copac și faci o sculptură din el. Și dacă eu îți iau sculptura respectivă și o distrug, ce ai zice? Păi aș fi foarte nervos, foarte mânios. De ce? Păi e a mea. Eu am făcut-o. Ei zic, atunci tu ai o problemă, pentru că și tu ai un creator care te-a creat, care are drepturi asupra ta și tu ai făcut din creația lui ceea ce el nu ți-a spus să faci. Tu nu-ți trăiești viața așa cum Dumnezeu ți-a poruncit să o trăiești. Și tu trebuie să rezolvi problema asta. Vezi? Noi avem un creator. Și prin creație Dumnezeu s-a revelat. Și noi știm lucrul acesta. Uitându-ne la faptul că existăm, uitându-ne la faptul că există niște făpturi minunate, uitându-ne la lumea asta din jurul nostru, știm că avem un creator și știm că ceea ce există în jurul nostru nu e așa cum ar trebui să fie și știm că este vina noastră. Știm că am făcut din creația lui Dumnezeu ceea ce El ne-a poruncit să nu facem. Știm că am distrus-o. Știm că am alterat-o. Și știm că va trebui să stăm înaintea acestui creator și să răspundem față de El. Avem o problemă față de Dumnezeu. Vezi, problema noastră nu este doar că păcătuim, ci este că suntem păcătoși. Suntem păcătoși. De aceea Apostolul Pavel spune că mai există încă o revelație care ne condamnă și mai mult. Și asta este revelația lui Dumnezeu prin conștiința noastră. Noi știm că există un Creator și noi știm ce este bine și ce este rău și totul facem ce este rău. Da? Ca tare, și dacă n-ai fi auzit vreodată din cuvântul lui Dumnezeu, nu te poți dezvinovăți. Și dacă n-ai fi aici în această seară să auzi Evanghelia, nu poți spune că nu ești vinovat. În filosofie există conceptul de justiție naturală. Adică ideea filosofică de a răspunde la această întrebare. Cum știm, fără ca cineva să ne spună, ce este greșit și ce nu este greșit? Cum știi, de exemplu, și toți știm asta, că este greșit să furi? Că este păcat să fur. De exemplu, ateii zic, măi, n-ai nevoie ca să ai conceptul de păcat. De ce? Nu-i nevoie. Nimic nu-i păcat. L-am întrebat cineva pe R.C. Sproul, un teolog presbiterian care tocmai a trecut la Domnul. Cum ai convinge pe un prieten tău că există păcat?
Zice, cum, ce argumente ai aduce? Zice, mi-aș aduce un argument. I-aș pune la portofel. I-aș pune la portofelul și imediat zice, hei, ce faci? E pormoneul meu. Păi tu mai zis că nu este păcat. Cum poți zice acum că te-am nedreptățit, da? Vezi, toți avem ideea naturală că există bine și rău, da? Și există un test foarte simplu. Și inclusiv în filosofie, în conștiință de filosofie naturală, testul acesta de ce ar trebui să faci. Este standardul nostru. Toți spunem în așa. Măi, ar trebui să. Discuți cu un prieten. Deci, Andrei, știi ce ar trebui tu să faci? Tu ar trebui să faci aia. Și ar trebui să faci aia. Și ar trebui să faci aia. Dacă ați lua o coală de hârtie și ați spune pe această coală de hârtie doar aceste sfaturi care le-a dat altora. Ar trebui să. Și ai luat lista aceasta cu moralitatea ta proprie, care tu o admiți și tu o ceri de la alții și după aia îi spune de câte ori n-ai făcut tu ce tu ai spus că ar trebui să faci. Care dintre noi ar putea spune că n-am încălcat propriul nostru standard? Ca atare nu ne putem dezvinovăți. Știm că există un creator, știm că există bine și rău și știm după propriul nostru standard, care este departe de perfect. Pentru că conștiința noastră este pătată de păcat, pentru că noi am alterat ceea ce Dumnezeu a creat. Dar după propriul nostru standard și după conștiința noastră, știm ce ar trebui să fim, știm ce ar trebui să facem și știm că n-am făcut asta. Știm că nu suntem asta. Problema noastră este că păcătuim și suntem păcătoși. Și problema noastră este că Dumnezeu este Sfânt și că El cere sfințenia. Ca tare, Iisus, și așa spune textul nostru, Iisus nu a venit în lume în primul rând să condamne lumea. Pentru că lumea deja era condamnată. De la Adam, din momentul în care primii noștri părinți au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și până astăzi, suntem sub judecată. Condamnarea lui Dumnezeu rămâne peste omenire. Rămâne peste fiecare dintre dumneavoastră dacă nu sunteți împăcați cu Dumnezeu. Dacă nu sunteți mântuiți de sub mânia lui Dumnezeu. Și Ioan spune că Domnul Iisus nu a venit în primul rând ca să judece lumea, pentru că deja ne aflăm sub judecata lui Dumnezeu. Iisus a venit, ne spune textul, în lume ca să aducă mântuire. Și în cele din urmă, dacă citiți în continuare, în Ioan, în cele din urmă, ca să aducă judecată și condamnare celor care refuză soluția lui Dumnezeu, jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan 3:19 clarifică această judecată, această condamnare sub care ne aflăm și spune în felul următor. Și judecata este aceasta. Că lumina a venit în lume, dar oamenii, și atenție, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Problema este că iubim mai mult întunericul. Problema este că suntem păcătoși. Ne place păcatul. Ne place întunericul. Problema nu-i că lumina n-a venit în lume. Problema nu-i că nu avem acces la cuvântul lui Dumnezeu. Problema nu-i că Dumnezeu nu ne poruncește să ne pocăim. Problema nu-i că nu știm că vine judecata. Problema nu-i că nu suntem conștienți de pierzare. Problema e că ne place întunericul. Suntem păcătoși. Ăștia suntem. Asta e inclinația noastră. Astea sunt dorințele noastre. Întrebarea nu este dacă putem scăpa de această judecată, de această pierzare prin faptele noastre bune, cum spun unii. Cum încearcă unele religii să ne convingă. Întrebarea corectă este dacă în starea în care ne aflăm, în starea de iubitor de întuneric, în starea de păcătoși, dacă putem să facem măcar un singur lucru bun. Asta este întrebarea. Și Scriptura răspunde la negativ. Scriptura ne spune că natura noastră, dispoziția noastră este păcătoasă. Și asta face o imposibilitate să împlinim măcar o singură faptă bună. Nici măcar una. Scriptura ne învață, de exemplu, în Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, că fără credință este imposibil să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Credința nu este încă o faptă bună. Credința nu este ceva ce faci tu ca să meriți ceva înaintea lui Dumnezeu. Credința este o stare, o condiție, o poziție care este dată omului de Dumnezeu. Este rezolvarea lui Dumnezeu aplicată în viața omului. Este dată de Dumnezeu și prin care ni se creditează, ni se transferă, ni se impută dreptatea și neprihănirea lui Hristos. Acea dreptate care Dumnezeu o cere de la noi, acea dreptate care noi nu avem, este transferată nouă prin credință.
Și de aceea credința ai nevoie ca să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetul 21, în felul următor. Dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu despre care depun mărturie legea și profeții. Și anume, dreptatea oferită de Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos. Pentru toți cei ce cred, nu este nicio deosebire. Este pentru această realitate. Din cauza că noi suntem păcătoși până în măduva oaselor noastre. Din cauza că natura noastră este alterată. Și că fără credință în Domnul nostru Iisus Hristos, care transferă neprihănirea Lui, nu putem fi plăcuți înaintea Lui Dumnezeu, este din acest motiv că Biblia vorbește în acest fel, de exemplu în Isaia 64:6, toți am devenit ca niște necurați. Și toate faptele noastre drepte, faptele noastre bune, spune Isaia, sunt ca o haină mânjită înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că oricât de morale am fi, oricât de bune am fi, suntem păcătoși. Și chiar și faptele noastre bune sunt mânjite de păcat și de natura noastră păcătoasă. Pentru că sunt născute aceste fapte morale, dacă vrem să le numim așa. Sunt născute dintr-o inimă, dintr-o dispoziție rea și păcătoasă. Și sunt infectate, sunt mânjite cu natura noastră păcătoasă. Biblia ne învață că noi nu avem capacitatea de a face nici măcar un lucru bun. Ca tare, și dacă ar fi posibil, această teorie avea o balanță, da? Un cântar la final. N-ai avea ce pune pe cântar de partea bunătății, de partea dreptății. Pentru că tot ceea ce ai făcut, care tu consideri bun, este de fapt alterat, mânjit de natura ta păcătoasă, de dorințele tale păcătoase. Și ar fi respins la acel cântar. Dumnezeu a spune, adu-mi o singură faptă bună. Una singură și te iert de toate rănile. N-ai fi în stare să produci una singură. N-ai fi în stare ca vreodată să-i arezi lui Dumnezeu că ai făcut un singur lucru desăvârșit. Noi în starea noastră n-am experimentat ce înseamnă să facem un lucru cu adevărat bun. În stare naturală. Suntem datori, de exemplu, să ne iubim copiii. Un lucru care ar trebui să fie așa de natural. Și totuși nu suntem în stare să iubim așa cum suntem datori să iubim. Desăvârșit. Perfect. Fără mânie. Fără... Vezi că aici fac gălăgie pe dată și mai... Și eu în biserică și părinții se frustrează, se înervează, să... Nu suntem în stare nici copiii să ne iubim desăvârșiți. De ce credem că suntem în stare de cineva să iubim pe aproapele nostru în mod desăvârșit? De ce credem că suntem în stare să facem o faptă bună față de cineva într-un mod desăvârșit? Faptele noastre morale, bune cum le-am numit noi, fără credință Domnului Iisus Hristos, n-au nicio valoare. Și ele trebuie spălate în sângele Lui ca să fie primite de Dumnezeu. Biblia spune că este imposibil pentru om să facă ceva de merit înaintea lui Dumnezeu. Ca atare, mântuirea sau scăparea de la judecat, de la pierzare, prin meritul nostru, prin ceea ce noi facem, este imposibil. Nu se poate așa ceva. Ioan 3 cu 20 la 21 cred că conține cheile pentru a înțelege acest verset de aur. Ioan 3 cu 16. Cum ziceam, Ioan 3 cu 16, în opinia mea, este cel mai greșit înțeles verset din toată Scriptura. Este citat de multe ori în așa fel și explicat în așa fel, încât în loc ca să-i aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu și de mântuirea Lui, îi depărtează. Și este un lucru așa de trist. Versetul 20 și 21 prezintă un contrast între cei ce fac rău și cel care sau cei ce lucrează potrivit cu adevărul. Cel ce face adevărul, dacă ar fi să traducem mai literal. Urmăriți cu mine un pic foarte telegrafic logica acestui text. Textul spune felul următor. Căci oricine face rău sau oricine face ce este rău. Acum întrebare. Deci am văzut din Sfânta Scriptură. Cine face ce este rău? Toți oamenii. Toți oamenii. Noi am spune despre noi. Dacă v-aș întreba, ați mințit vreodată? Da. Ați furat vreodată ceva de la cineva? Când ați fost mici? Când ați, nu știu, ați copiat la un examen? Da. Deci toți facem. Și nu numai trecut. Vom face și în viitor. Știm asta. Da? Nimeni nu face ce este bine sau nimeni nu este scutit de această condamnare. Toți facem ce este rău. Toți fără excepție. Da? Toți oamenii, am văzut la urmă, toți nu fac ce este rău. Pentru că ce este bun și bine este doar ce este desăvârșit. Și niciodată n-am făcut ce este desăvârșit.
toți, căci oricine face răul, spune textul, urăște lumina și nu vine la lumină. Cine urăște lumina? Toți. Toți urăsc lumina. Toți oamenii fără excepție. De ce? Ca să nu ni se expună faptele noastre rele. Ce înseamnă asta, de fapt? De ce îl interesează? Este un pic ironic. De ce îl interesează pe un om rău dacă îi vede lumea faptele lui rele? V-ați gândit vreodată? Pentru că omul rău, așa de depravat cum este, el știe ce este bine. Și nu vrea ca lumea să-l vadă ca și rău. De aceea, de exemplu, societățile acestea seculare nu sunt satisfăcute ca răul, ca păcatul să fie îngăduit. Ei vor ca păcatul să fie afirmat. De exemplu, păcatul homosexualității. Nu e suficient dacă într-o societate liberă ți se permite să fii homosexual. Homosexualii vor ca să fie legiferat acest păcat. Ca să fie afirmat acest păcat. Ca să fie căsătorie homosexuală. Ca să fie ridicați în slăvi. Și dacă societatea respectivă nu le acordă acest drept ca ceea ce Dumnezeu numește scârbos să se numească lege, ei nu sunt satisfăcuți. Chiar dacă sunt liberi. În America, de exemplu. Există libertate totală. Poți fi ce vrei tu. Dar ei nu sunt satisfăcuți cu asta. Ei vor ca legea să afirme păcatul lor. Aici abonuiesc că este la fel. De ce? Pentru că omul nedrept știe că este nedrept. Și vrea cu orice putere ca să îi se spună că este drept. Ca să nu se gândească la nedreptatea lui. Ca să nu se gândească că va veni o judecată. Ca să nege realitatea pierzării. Nu este satisfăcut doar să fie liber să păcătuiască. Vrea să fie privit ca și fiind bun. Vrea să fie afirmat ca și fiind drept. Pentru că știe ce ar trebui să fie, cum ar trebui să fie, ce ar trebui să facem și pentru că știm că nu suntem aia. Dar vrem să ne mințim. Și vrem să fim mințiți că suntem buni. Chiar când facem rău. De aceea dăm legile astea în societățile noastre. Ca să afirmăm răul ca omul păcător să se simtă bine în păcatul lui. Cel ce lucrează, pe de altă parte, continuăm. Cel ce lucrează potrivit cu adevărul, adică cine face adevărul, cine face binele, da? Întrebarea e, cine face binele? Nimeni. Niciunul. Fără lucrarea lui Dumnezeu, fără lucrarea Duhului Sfânt, da? Acela spune textul că vine la lumină. Cine vine la lumină de la sine? Nimeni. Nimeni. Lumina a venit în lume, iar oamenii au iubit întunericul, da? Cel care vine la lumină, de ce vine la lumină? Știm că nu vine de la sine, este lucrarea Duhului Sfânt, dar sunt care vin la lumină prin lucrarea Duhului Sfânt, da? Prin lucrarea lui Dumnezeu. De ce vine la lumină? Uitați ce zice textul nostru. Ca să îi se arate faptele. Să vadă lumea faptele lui bune. Cel rău vrea să fie la întuneric ca să nu se vadă, da? Și vrea ca faptele lui rele chiar să fie afirmate ca și fiind bune, vrea să le astupe cumva. Și cel care face ce este bun, ce este adevărat, vrea ca să îi se vadă aceste fapte bune. Am putea trage concluzia că aici este vorba de mândrie, de niște pocăiți mândri, care vor ca să se vadă faptele lor bune și să se mândrească. Nu? Ce bun sunt eu. Eu nu sunt ca tine, păcătosul. Eu nu sunt ca tine care nu ești bun, nu ești credincios ca mine. Atenție! Textul ne spune că omul acesta în care Dumnezeu a lucrat, care este născut din nou, are o motivație specifică pentru care vrea ca faptele acestea să fie văzute. El vrea ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Foarte important. O diferență subtilă, dar esențială. Omul născut din nou, omul regenerat, are o natură nouă, este o făptură nouă, are o dispoziție nouă și dispoziția lui este să fie plăcut lui Dumnezeu. Să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu. Omul credincios, omul născut din nou, dorește ca prin tot ceea ce facă să aducă slavă la adresa lui Dumnezeu. Și este conștient că fără Dumnezeu, fără jertfa Domnului Iisus Hristos, toate faptele lui sunt rele și sunt nevrednice. Dar că în Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu și în meritul Domnului nostru Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt în viața lui, faptele lui bune slujesc spre slava lui Dumnezeu. Și de aceea vrea să le facă. Asta este motivația lui. Nu din mândrie, nu să se afirme pe el. Noi nu trăim
o viață sfântă, da? În primul rând pentru noi. Noi suntem beneficiarii, evident. Dar noi trăim o viață sfântă, dacă suntem credincioși, pentru slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune Matei 5, de exemplu, în versetul 16, în felul următor. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Omul duhovnicesc, omul care caută să trăiască în lumină, care caută să facă fapte bune pentru că este îndreptățit în jertfa Domnului Iisus Hristos, caută să facă acest lucru nu ca să se vadă meritul lui, ci ca să se vadă meritul lui Dumnezeu. Deci mama la tine și spune, nu știu ce e cu tine, dar ești un om deosebit. Uite, am văzut că ai ajutat pe atâția oameni. Un om credincios nu va spune, da, într-adevăr, sunt nemaipomenit. Cum zice Andrei, înainte să te căsătorești, ai impresia că ești cel mai fabulos, ești extraordinar. Nu, un om credincios, când cineva vine și spune, domnule, ești ceva cu tine. Văd că îți pasă de oameni, văd că îi iubești, văd... Spune, nu eu, nu din cauza mea, ci Dumnezeu care lucrează în mine, Dumnezeu care m-a justificat, Dumnezeu care mi-a iertat păcatele. El lucrează în mine, El a pregătit faptele acestea bune în care umblu. Prin puterea Lui le fac. Toată slava este a Lui. Este o diferență esențială, dar subtilă. Între omul care face fapte morale ca să fie apreciat și omul care trăiește în sfințenie ca slava să fie a lui Dumnezeu. Pentru că știe că fără jertfa Domnului Iisus Hristos și fără lucrarea lui Dumnezeu în viața lui, n-ar fi în stare să facă nimic bun. Și tot ceea ce face ar fi rău. Există trei categorii care trebuie să le înțelegem când vorbim despre fapte bune și credință. Da? Foarte telegrafic. În primul rând, sunt acele fapte bune, să le numim așa, sau fapte morale, făcute fără credință. Și oamenii necredincioși fac fapte morale, să fie foarte clar. Sunt foarte multe spitale construite de oameni foarte bogați, în scopuri filantropice, care sunt nepocăiți. Da? Sunt foarte mulți oameni care își donează averile în scopuri filantropice. Warren Buffett, de exemplu, al treilea cel mai bogat om din lume, și-a lăsat toată averea lui după ce moare în scopuri filantropice. Nu știu dacă este pocăit sau nu este pocăit. N-am auzit de el să fie pocăit. Și mulți alții, care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și își donează toate averile lor ca să hrănească pe săraci, ca să facă tot felul de activități filantropice. Da? Astea sunt fapte morale făcute fără credință. Da? Dar indiferent cât de bune sau morale sunt aceste fapte, Biblia vorbește despre ele ca și fiind păcătoase. Cum am văzut, fără credință este imposibil să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus în Matei 7, de exemplu, ne dă acest incident unde vin niște oameni și enumără toate lucrurile care le-au făcut pentru Dumnezeu. El spune în felul următor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, la final, la judecată. Da? În ziua când realitatea pierzării va fi inevitabilă. Inevitabilă. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi cei ce săvârșiți fără de legea. Fapte bune. Fapte morale. Activități religioase. Da, interesant, Domnul Iisus nu spune, n-ați făcut, n-ați mers, n-ați donat, n-ați misionat, n-ați construit aia, n-ați făcut aia, n-ați avut organizații filantropice. Nu. Le-ați făcut pe toate. Care a spus că le-ați făcut. Dar alea nu sunt fapte vrednice. Ați săvârșit fără de legea, făcând lucruri morale. Poți păcătui. Poți păcătui dându-ți toată averea la săraci. Aia poate fi fără de lege. Dacă este făcută în necredință. Dacă este făcută din motivații greșite. Dacă este făcută fără ca să fie spălată în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Acești oameni au săvârșit fără de legea, deși aparent au făcut lucruri bune. Ce vrea atunci? Ce vrea atunci, de fapt, Domnul Iisus când spune să facem voia lui Dumnezeu? În Ioan 6, cu 28, avem un răspuns la această întrebare. Atunci ei l-au întrebat. Ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Și Iisus răspunde. Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta. Și acum, mintea religioasă ar fi ok să mergi la biserică,
să dai bani la săraci. Să... Nu asta spune Domnul Iisus. Lucrarea lui Dumnezeu, atenție, este lucrarea lui Dumnezeu în primul rând, da? Nu lucrarea noastră. Ei întreabă ce să facem și Domnul Iisus spune, răspunsul nu e ce faceți voi, că voi nu puteți face nimică. Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Asta este soluția. Faptele noastre morale nu ne ajută cu nimic. Actele noastre filantropice nu ne ajută cu nimic. Trebuie să credem în acela pe care l-a trimis El, adică în Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. În al doilea rând, este credința, între ghilimele credința, dar fără fapte. Fără fapte. Biblia spune că o asemenea credință este falsă. Este moartă. Iacov 2:26 ne spune, de exemplu, așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Oamenii aceștia care zic că sunt credincioși, dar nu vezi niciun rod, nu vezi nicio activitate, nicio viață spirituală, da? Nu fac nicio faptă bună. Nu umblă în faptele pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Sunt morți, seamăgesc singur. Ei fac, ei zic că au credință verbal, dar nu există vreo dovadă că ar fi o credință adevărată. Și în al treilea rând, este credința adevărată. Credința adevărată care dă naștere la fapte bune. Da? Credința este rădăcina, fructul, roada, sunt faptele bune. Domnul Iisus explică că orice pom bun dă rod bun. Și orice pom rău dă rod rău. Da? Dacă mă duc și iau nu știu, un măr frumos și îl pun într-un măr putrăd, copt, mort, se întâmplă ceva asta mai mică. Putrezește și mărul ăla. Da? Mărul e mort. Dar un pom bun, viu, din el, de la rădăcină, pornește de procesul și mărul crește, fructul crește. Și el dă fruct bun, el dă rod bun. Tot așa este și cu omul credincios. Când sămânța Evangheliei intră în inima omului și când Dumnezeu naște din nou, aduce la viață, este inevitabil ca din acea viață spirituală să nu iasă fapte bune. Fapte spre lauda și spre slava lui Dumnezeu. Da? Vreau să înțelegeți un lucru foarte important despre credință. Credința nu este o faptă sau o lucrare a omului. Ea este în totalitate un merit, un dar al lui Dumnezeu. Altfel nu este credință. Să nu cumva să transformăm din credința adevărată care ne arată Scriptura în ceva care noi putem să fabricăm. Noi putem să facem, da? Foarte telegrafic. Vă dau doar câteva citate ca să punem un pic de postament biblic la această afirmație. Efeseni 2:8. Căci prin har ați fost mântuit prin credință și aceasta, da? Adică și credința și harul, mântuirea tot. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Romani 8:28. Căci noi credem că un om este îndreptățit, este justificat prin credință, fără faptele legii. La îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu, faptele legii nu ajută cu nimic. Dar credința este un dar de la Dumnezeu. Roman 4:4. Plata unui om care lucrează nu este considerată ca un dar, ci ca un lucru care este datorat. Însă, celui care nu lucrează, deci să facem un contrast. Dacă duci la muncă, când îți vine salarul, aia nu este, aia e o plată. Este un dar. Șeful tău nu zice, mă, uite ce dar mică sunt eu cu tine. Și ai tras toată luna asta, acum o să fiu o să-ți dau un dar, un cadou frumos. Zice, ești nebun. Tu îmi datorezi banii ăia. Eu am muncit pentru ei, da? De asemenea, aici Apostolul Pavel spune, face un contrast. Omul care lucrează pentru ceva, se datorează, nu e un dar. Ei, credința, mântuirea, nu este ceva care Dumnezeu ne datorează pentru că noi am făcut ceva, da? Însă celui care nu lucrează, ci se încrede în cel care îi îndreptățește pe cel neevlavios, credința îi este socotită ca și fiind dreptate. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta. Credința mântuitoare nu este o faptă bună, între ghilimele, un act moral. Nu este ceva care noi generăm, ci este o lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Bun, haideți acum să ne întoarcem la Ioan 3:16. Am clarificat un pic contextul și să vedem din nou acest verset, da? Urmăriți cu mine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Primul lucru care trebuie văzut este că mântuirea este un act suveran din partea lui Dumnezeu.
El a inițiat, da? Din dragostea lui, el a inițiat și a trimis pe singurul lui fiu ca să rezolve această problemă, da? Dumnezeu este cel care inițiază mântuirea, Dumnezeu este cel care mântuie, nu noi. Roman 5:8. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Efeseni 2 ne arată ca și fiind morți în păcatele noastre. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, din mila Lui, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Mântuirea este un act suveran al lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu face. Foarte important să înțelegi lucrul acesta. Și Ioan 3:16 ne arată lucrul acesta, această realitate. Ne arată că Dumnezeu, din dragostea Lui față de lume, l-a trimis pe singurul Său Fiu. De ce l-a trimis? Care este scopul, ținta jertfei Domnului Iisus Hristos? Ca să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aici înțelegem că noi meritam pierzarea, meritam din pricina păcatelor noastre și a păcătoșenii noastre, da, am văzut asta foarte clar, meritam să fim judecați, suntem sub condamnarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, în bunătatea Harului Său suveran, a mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Oameni care nu merită. Oameni care nu vor nici măcar să fie mântuiți. Vorbiți cu oamenii. Întrebați-vă. Vrei să fii mântuit? Vrei să scapi de pierzare? Îți vor râde în față cei mai mulți. Ce pierzare, omule? Nu vreau nimică de la Dumnezeul tău. Nu-mi trebuie nimică de la Dumnezeul tău. Știți ce este interesant? Și pe asemenea oameni, Dumnezeu mântuie pe oameni care îi râd în față. Ne discutam cu acest prieten și zicea, ateu, agnostic, acum deist, zicea, măi, zice, eu nu pot să-mi imaginez că vreodată voi crede. Și am zis, omule, așa zic toți oamenii înainte ca să creadă. E normal. Niciun om nu-și poate imagina că vreodată va crede. Până când Dumnezeu se îndură de el. Până când Dumnezeu îi dă viață. Da? Dumnezeu, în bunătatea Lui, a mântuit. A mântuit. Da? Cum? Plătind plata păcatelor noastre prin moartea Domnului Iisus Hristos. Și dăruind, prin viața perfectă a Lui Hristos, o neprihănire care nu este a noastră. Dar ni se creditează nouă prin jertfa Domnului Iisus Hristos și se aplică în viața noastră, se aplică în viața noastră prin credință, da? Bun, am văzut ce a făcut Dumnezeu, este un act inițiat de El, am văzut cu ce țintă l-a trimis pe Domnul Iisus. Întrebarea este pentru cine a făcut lucrul acesta? Pentru cine? Și textul ne spune foarte clar și aici este unde cel mai mult ratează esența din Ioan 3:16. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ioan 3:16 este o veste proastă dacă nu te afli în această stare de credință în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit ca să mântuie pe credincioși. Domnul Iisus Hristos a venit ca să mântuie prin credință. El aplică această mântuire, această răscumpărare în totalitate, realizată de Dumnezeu prin Iisus Hristos, asupra noastră, prin credință. Credința care este un dar de la Dumnezeu, care este lucrată în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt și care este lipsită de orice merit a unui fapt sau lucrare omenească. Noi nu merităm absolut nimic dacă astăzi ne aflăm într-o stare de credință. N-am făcut absolut nimic să intrăm în această stare. Nu facem absolut nimic ca și merit ca să stăm în această stare și dacă mâine ne trezim credincioși în continuare, nu este niciun fel meritul nostru. Este o minune divină dacă mâine ne trezim și suntem încă credincioși. Dumnezeu are tot meritul, căci prin har am fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin faptele noastre, ca nu cumva să se laude nimeni. Care este aplicația practică? Haideți să aplicăm practic în viețile noastre, să plecăm de aici cu ceva practic. Da? Dacă ai venit în această seară credincios fiind, pocăiește-te de orice idee, de orice înclinație din gândul tău, din inima ta, că ai contribuit sau că ai putea contribui cu ceva la mântuirea ta.
pleacă convins și lăudând pe Dumnezeu că El a făcut-o. Că El merită toată slavă. Că toată mântuirea este din partea lui Dumnezeu, realizată de Dumnezeu și dată ție în dar. Și bucură-te în cunoștința realității unui Dumnezeu suveran care în harul Său a împlinit totul pentru tine. Tot ceea ce tu nu puteai să faci și nu poți să realizezi, inclusiv păstrarea credinței, inclusiv înfăptuirea faptelor bune, puterea de a le înfăptui, dorința El dă și voința și înfăptuirea, spune Sfânta Scriptură. Absolut totul a fost câștigat pentru noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Și vestiți această veste bună a Evangheliei a lui Hristos. Pentru că fără plată ați primit, fără plată trebuie să dăm în continuare. Spuneți oamenilor că mântuirea este în dar. Că Hristos a realizat totul pentru cei ce sunt cred în El. Nu puneți un jug mai greu decât cel care Dumnezeu îl cere de la oameni. Multe ori vorbești cu oameni religioși și după ce spun așa o formă a Evangheliei, după aia spun, ok, să fii pocăit înseamnă aia, înseamnă aia, înseamnă aia, înseamnă aia. Nu, să fii pocăit înseamnă să te încrezi în jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii pocăit. Ce decurge de acolo, într-adevăr, este o viață transformată. Dacă ești într-adevăr pocăit și credincios. De aceea, în fapte 15, de exemplu, când se discută într-un fel această problemă despre mântuire și despre faptul că și neamurile acum au venit la credință, se discută această problemă și se spune în felul următor. Nu s-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? În contrast, spune. Ci credem că și ei și noi suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Trebuie să știm asta. Nu faptele noastre ne mântuiesc. Nu că noi am fost mai buni. Nu că noi merităm mai mult. Da? Ci în totalitate a fost prin har. Prin voia suveranului Dumnezeu. Și trebuie ca în mod gratuit, în mod liber, să răspândim această veste bună. Care începe, într-adevăr, cu o veste proastă. Că suntem sub condamnarea lui Dumnezeu. Pentru că Hristos, în dragostea lui mare, a coborât pe pământ și a urcat pe cruce și s-a jertfit pentru ca toți cei ce se încred în El să nu piară. Asta este esența Evangheliei. Ce să aibă viață veșnică. Dacă nu ești credincios, dacă ai venit în această seară ca un necredincios, este posibil și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să se miște în această seară și să simți și să te întrebi ce trebuie să fac despre problema pierzării. Ce trebuie să fac pentru că sunt sub condamnare? Poate pentru prima dată ai înțeles în această seară că ești un păcătos, un vrășmaș al lui Dumnezeu, că meriți judecata și condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu care duce la pierzare. Dar că Dumnezeu în dragostea Lui suverană a îndeplinit totul pentru cei ce se încred în El. Dacă ai înțeles în această seară aceste adevăruri biblice, dacă Duhul Domnului te-a trezit la această realitate, întrebarea care ar trebui să fie în sufletul tău acum este ce trebuie să fac să fiu mântuit de la pierzare. Și răspunsul Bibliei este cât se poate de simplu. Să te pocăiești și să crezi în Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru ca toți cei ce cred să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta este vestea bună. Asta este Evanghelia. Nu că noi putem face ceva, ci că El a făcut tot. Mă rog, ca Domnul să ne întărească în convingerea noastră că mântuirea este în totalitatea Lui. Și pentru cei care nu cunosc această realitate, să o cunoașteți prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile voastre în această seară. Să fiți aduși la viață și să fiți mântuiți de la pierzarea care vă amenință dacă nu sunteți împăcați cu Dumnezeu. Amin. Amin.